Elevii care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele de Limbi Moderne au fost premiați astăzi într-un cadru festiv de către inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu. Bună dimineața tuturor și bun venit la Cercul Pedagogic al Profesorilor de Limbi Moderne, nivel licean. Programul pe care l-am pregătit împreună cu gazdele noastre de astăzi, cărora țin să le mulțumesc pentru tot sprijinul acordat, vizează rolul profesorului de limbi moderne în contextul sociocultural actual. Profesorii de limba engleză, de limba franceză, germană, spaniolă, italiană nu creează, nu formează numai competențe lingvistice, dar și competențe culturale, competențe interculturale, transversale, ei fiind și consilieri și mediatori, facilitatori, consilieri. Astăzi a avut loc Cercul Pedagogic al Profesorilor de Limbi Moderne pe nivelul liceu al anului 2022-2023, în cadrul căruia tema a fost Profesorul de Limbi Moderne, protagonist al societății actuale în schimbare. De asemenea, în cadrul Cercului Pedagogic au fost premiați elevii olimpici la limbi moderne. Inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu, a subliniat importanța limbilor străine în viața elevilor, precum și cât de multă muncă se află în spatele acestor rezultate deosebite. Dragi copii, voi sunteți campioni, felicitări! Dar alături de voi sunt campioni și profesorii voștri, antrenori. Conform cântecului suntem campioni și antrenori. Vă felicit pe toți profesori, dragi colegi, pentru munca depusă. Știu că pentru a duce la Olimpiadă și a avea rezultate și la nivel național este o muncă titanică. Și este o muncă în afara programelor, în afara programului și câteodată și neremunerată. Eu vă mulțumesc pentru rezultatele obținute și vă urez succes și la mai mare în continuare, copii. Elevii pasionați de limbi străine afirmă faptul că pe lângă ambiția lor nu ar fi fost nimic posibil fără profesorii, care le-au fost alături și i-au susținut mereu. Este multă muncă, dar cu perseverență se poate ajunge la rezultate deosebite. Felicitări! Mulțumesc frumos! Un lucru deosebit! Dragi profesori, dragi colegi, mă bucur foarte mult că mă aflu aici și vreau doar să îi mulțumesc doamnei mele profesoare de franceză, doamna Civitu, dar și tuturor profesorilor de limbi care fac posibile astfel de performanțe. Și vreau să vă mulțumesc că vă veniți la noi și că organizați astfel de evenimente. Dragi colegi, și ne-am rămas pentru că sunt în spate. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat astăzi de aici. Și vreau să vorbesc puțin despre limbile străine în general. Eu sunt pe profil real, MateInfo, de limba engleză chiar. Și, dar pentru mine limbile străine au avut întotdeauna un loc special. Nu cred că este astăzi din sală, dar prima limbă străină cu care eu am început a fost limba spaniolă și am lucrat timp de 7 ani de zile cu doamna Tomescu. Nu cred că este astăzi din sală, dar cumva mi-a deschis drumul ăsta spre limbi străine. Engleza o îngrajez din totdeauna, iar germana este, într-adevăr, cea mai mare pasiune a mea și a ajuns să fie o mare iubire de-a mea. Anul acesta a fost a treia mea participare la Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă. În clasa 7 am participat prima dată și am obținut mențiune la proba de proiect. Anul trecut, în clasa 10, am obținut premiul al doilea la proba de proiect din nou, iar anul acesta s-au încununat rezultatele mele și performanțele mele cu premiul al doilea la proba individuală. Cunoașterea unei limbi străine înseamnă, în primul rând, posibilități mult mai mari de comunicare și acces la culturi noi. Studierea unei limbi străine îți dezvăluie cum gândești și ce simt alte societăți, care sunt experiențele, valorile și modul în care se exprimă. Te pune față în față cu o cultură pe care, dacă o cunoști, poți vedea mult mai clar propria ta societate, plusurile și minusurile ei. Mehedințiul produce olimpici în toate domeniile, aceștia făcându-ne mândri cu rezultatele lor.